Suntem la a treia sesiune, când împreună discutăm despre antrenat pentru victorie. La prima sesiune am văzut că suntem chemați să ne antrenăm, nu poți ieși victorios din întâmplare, ci trebuie să existe o pregătire în prealabil, un determinism în viața noastră, să fii determinat, să fii pasionat, să te antrenezi ca să poți fi biruitor. În sesiunea de dimineață am vorbit de antrenamentul începe cu un jug pe care trebuie să-l iei pe umerii tăi și aceasta este robia față de Hristos. Cu cât iei jugul mai repede, cu atât este mai bine. Chiar între aceste două sesiuni citeam o statistică făcută de oameni care verifică lucrul acesta și care spun că copiii începând de la vârsta de 10 ani până aproximativ la 20 de ani au cea mai mare flexibilitate și sensibilitate spirituală să-și pună jugul ăsta pe umeri, să împace cu Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. De la 20 de ani începe să scadă receptivitatea. La 30 de ani din ce în ce mai mult. Și nu că Evanghelia nu are putere, nu că Harul lui Dumnezeu nu e gata să mântuiască, omul devine insensibil. De ce să nu vă spun că anumite păcate pe care le facem, anumite adicții pe care le avem, ne strică sensibilitatea aceasta. De aceea e importantă școala duminicală și profesorii de acolo. De aceea e importantă o conferință ca asta. De aceea e importantă orice studiu cu tinerii, pentru că lucrul acesta te aduce mai aproape de Hristos și vis-a-vis de El, recunoște în El Domnul vieții tale și tu devii robul Lui, te faci robul Lui și ai ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Doar cei ce au rob jugul lui Hristos pe umăr poate să meargă la următorul. Pare bine că te-am cunoscut. Poate să meargă la următorul jug. Foarte mulți care n-au jugul lui Hristos nu pot să meargă la următorul jug. Nu pot să ajungă acolo, este jugul limitărilor. Când ai luat jugul pe umerii tăi, ești limitat. Dacă până atunci te pui cu cineva la alergare și cineva îți pune un rucsac în spate sau un jug pe umeri, deja tu ești pierzător. Deja tu nu mai poți alerga. De exemplu, să vă dau un exemplu clar. Băieții și fetele aleargă singuri. Băieții pot alerga cu 30 km la oră, spre spunem, la un moment dat. Fetele aleargă cu 20-25 de km la oră. Bineînțeles, câtă vreme aleargă solo, n-are nimeni treabă cu ei. N-are nimeni. Băiatul merge cu 30 și încă se dă mare și depășește recordul și așa mai departe. Fetele merg și ele și aleargă și ele. Când se căsătoresc, se pun într-un jug. Băiatul poate cu 30, dar trebuie să ducă remorca după el. Trebuie efectiv, mă încurci. Ori jugul presupune, domnule, trebuie să fii tolerant, mă limitez. Eu ca bărbat pot cu 30 de km, dar din dragoste pentru prea iubita mea soție, alerg cu 20 de km la oră. Așa le. Ele sunt foarte iscusite, asta vă spun un secret, foarte la materiale, la sorteuri. Noi suntem cam paraleli. Ei, e foarte dificil pentru ele să meargă cu unul într-un magazin care se uită într-un punct fix, numai la șurubelniță și chei franceză, numai atâta. Măi, dar uite-te și la costume, și la cămașul, ce bine stă, nu, altă lucru. E foarte dificil, dar ele aleg să fie în jugul ăsta. De-aia o să observați în lumea în care trăiți voi. Trăiesc oamenii în concubinaj. În concubinaj. Sub aceeași acoperiș, în același loc, fiecare cu punga lui, cu prietenii lui, cu aventurile lui, dar sunt acolo. După un anumit timp, când au și copii, se căsătoresc, intră în jug. Și vezi că după un an de zile îl divorțează. Păi, dar de ce? Pentru că este jug. Jugul te limitează totdeauna. Stimații mei, când porți jugul lui Hristos pe umăr, tu depinzi de Hristos. Puțin te mai interesează ce spun politicienii lumii. Puțin te interesează care e curentul și e în vogă gândirea lumii, te interesează doar ce spune Domnul tău Iisus Hristos, atât tot. Pentru tine cuvântul lui e lege. După care, dacă ai pus jugul aparținător de Hristos, pui jugul limitărilor, pentru că el te limitează. Stai într-o anumită stare de limitare. Avantajele acestui jug este extraordinar, frații mei. Aș vrea să vă spun că primul beneficiu când iei jugul limitărilor și ți-l recunoști, este că îți dă protecție. Tu nu poți fi bun la orice. Totodată când iei jugul ăsta limitărilor, constați ce poți și ce nu poți. Constați la ce ești chemat și la ce nu ești chemat. Spunea un teolog creștin că e foarte important să știi ce daruri ai și ce aptitudini și calități ai, dar e foarte important să știi ce n-ai.
Să nu te bagi niciodată unde n-ai chemare. Să nu te bagi niciodată unde nu trebuie să fii tu acolo. De aceea când jugul limitărilor îl așezi pe umărul tău, începi să vezi domeniile în care Dumnezeu te folosește și apoi mai vezi ceva. Vezi domeniile unde ești sensibil, vulnerabil. Toți suntem vulnerabili la ceva. Și de aceea jugul limitărilor ne spune pe ce stradă să nu mergem. Ne spune ce anume să nu accesăm. Și noi începem să ne ferim de lucrul acela. Când Biblia vine și spune în Vechiul Testament, de exemplu, dă un text biblic privitor la construcții, dar care e foarte sugestiv privitor la noi. Când face cineva o casă, să-și zidească pe acoperiș un pălimar sau o balustradă, în termenii noștri. Că altfel e vinovat de sângele vărsat a celor care pot cădea de acolo. Asta cum să vă spunem noi? Din punctul de vedere al oamenilor maturi, cum sunt eu, de exemplu, dacă mă duce cineva pe un acoperiș, cum e la evrei, plat așa, și n-are făcut un zid sau un pălimar sau o balustradă, n-am nicio treabă în imaginea. Că eu stau pe mijloc, beau un ceai, discut cu el la chestii teologice și așa mai departe, uităm că suntem pe acoperiș. Dar dacă noi mai avem și copii pe lângă noi, ăștia nu se uită, se joacă de a fugărita pe acoperiș. Și la un moment dat fac pasul în gol. Noi nu putem da reluare. Nu, au făcut pasul în gol și dacă casa are două etaje, accidentul e acolo, la el acasă. Și cât ne costă pe noi un pălimar, o balustradă? Chiar dacă copiii noștri sunt zgâți, la balustradă, eu mă nervează, îmi limitează libertatea mea de mișcare. Da, sunt zgâți acolo. E atât de bună, pentru că e făcută ca să-l protejeze. Știți că în viața noastră trebuie să ne trasăm limitele? Uite-te unde ești slab. Și evită zona respectivă dacă vrei să fii rentabil, dacă vrei să te folosească Dumnezeu. Pune jugul limitărilor acolo. Dacă sunt domenii care te ispitesc, te rog frumos, evite-le. Nu o să reușești de prima dată, dar pune cel puțin gard acolo. Pune acolo. Vă spuneam dumneavoastră de faptul că există adubiți oameni care intră în biserică, de exemplu, la un moment dat. Eu am întâlnit meseriași în domeniu care știau să furi foarte bine. Adică nici nu-ți dădeai seama când îți dispăreau banii din buzunar. Și el îți transfera banii. Oamenii aceștia, oriunde se duc ei, ei nu se uită că tu arăți bine. Tu uite că tu nu ești atent, că ai un telefon, le spuneam și la alți frați, ai un telefon ultramodern, îl pui pe scaun și te rogi cu mâinile sus și cu mâinile închise și simți prezența Domnului. Pentru el e ispită telefonul tău. Eu e ispită telefonul. Pentru că el oriunde se duce, ar avea ceva, vine cu amintiri de acolo, chiar dacă nu i-o dă nimeni. El vine cu amintiri, că asta e problema lui. Bun, când omul se pocăiește, când efectiv își pune jugul limitărilor, el vine și recunoaște, Domnule, eu sunt sensibil în domeniul ăsta. Pe mine nu mă interesează băutura, n-am nicio treabă, nu mă interesează altceva. Pe mine eu sunt sensibil aici. De ce? Pentru că tatăl meu totul rădea, bunicul era profesor. Și eu efectiv, mă duc la mecanic să-mi repare mașina, vin cu o șurubelniță de acolo. Mă întreabă careva, dar cu de unde e șurubelnița? O vrut mecanicul să o arunce și am luat-o eu, decât să o arunce el. Băi, dar lasă-l să o arunce el, nu am luat-o. De ce? Vii cu amintiri de acolo, măcar cu o piuliță. Sunt oameni care uită să dea cărțile înapoi. El nu citește cartea, ai știți-o? Nu. O țin la mine, până o citesc, o țin la mine. Măi, dă-i înapoi la proprietar, măi. De ce? Pentru că asta e o luptă. Trasează-ți granița acolo. Nu poți să o faci asta? Te rog, caut un prieten. Nu vă spun neapărat să căutați, eu sunt de principiu ăsta, frați, au zis între sesiuni, să căutați, frați, să mărturisiți. Acum, în timp ce fugeați pe aici, pe împrejur, cred că ați căutat dumneavoastră cineva. La mine, la ușă, nu a bătut nimeni, decât un frate păstor și l-am întrebat dacă să mărturisești și a fugit treabă de la el în cameră. nu mai stat. Însă, din punctul ăsta de vedere, eu sunt adeptul ăsta. Dom'le, păcatul din viața ta, slăbiciunea din viața ta, nu trebuie să ne-o spui mie. Neapărat. Du-te și spune la mama, spune la tata, ai un prieten, o prietenă cu care te înțelegi bine, du-te și discută, că mărturisirea păcatelor nu se face să golești zona ca să o umpli cu altceva. Mărturisirea păcatelor se face pentru a identifica vulnerabilitățile. Domnule, eu sunt slab aici, în domeniul ăsta. Te rog, verifică-mă, fii atent, s-a mai întâmplat lucrul ăsta sau nu s-a mai întâmplat? Ne întâlnim la adunare, frate, am vorbit ceva cu tine, s-a mai întâmplat, te-au mai ispitit telefoanele ăștia care le las prin adunare? M-au mai ispitit, frate, dar cu greu am rezistat și încă rezist. Bun, nu se face schimbare dintr-o dată. Dar peste 2 ani de zile când vin aici, el are în față un telefon și nu se uită la el. De ce? Pentru că și-a văzut unde este zona lui,
a ridicat zid de apărare acolo și acum este puternic. Așa se întâmplă și cu iuțimea, așa se întâmplă și cu pornografia, așa se întâmplă cu toate. Pentru că astea sunt lucruri care te atacă pe tine, ești vulnerabil acolo și încă o dată vă spun, vă scuz. Nu sunteți voi vinovați, cineva a deschis ușa mai departe, dar măcar nu transmiteți la copiii voștri lanțul ăsta de bersem. Pentru că astăzi ne pocăim, Doamne ajută! Și foarte important lucrul ăsta de știut. Încă o dată vă spun, noi vrem să vă dăm, cineva vine și spune, frate, nu mă pot abține să fac cu tare lucru. Nu mă pot, mi-am propus, mi-am cu tare, n-am reușit. Noi dăm o pastilă, o pastilă din partea conducerii bisericii. Și dintr-o dată el spune, gata frate, n-avem pastile de genul ăsta, e trist, dar n-avem. Avem în schimb consilieri. Adică vorbim și încetul cu încetul, discutând cu cineva, tu rezolvi problema asta, oricare ar fi ea. Pentru că ne întrebăm unii pe alții. De-aia spune Biblia, vegheați unii asupra altora. De-aia găsit în Iacov, acolo, mărturisiți-vă unii altora păcate. Păi, câteodată există câte o ședință, acum, așa și frate, spun, fratele Virgil să treacă acolo și cine vrea să ducă la mărturisire. Vin tineri de toate categoriile, vin să mărturisesc. Eu aud, când ies de acolo, ești galben tot la față. Cum spunea un frate bătrân, el mărturisea acolo și vineau tineri. Și bătrânul ăla care nu știa cu ce se confruntă tineri, striga de acolo, și asta ai făcut, măi! Și asta ai făcut, a intrat altul și spune, și tu ai făcut așa ceva! Bătrânul era speriat, gata. Mi-a plăcut ideea la un frate care a spus, frate, eu m-am dus și m-am mărturisit. Băi, dar cui te-ai mărturisit? La fratele cutare, ăla era un păstor și surd și orb. Era minunat de mărturisit. Stimații mei, vreau să vă spun ceva. Toți suntem vulnerabili, însă zona de protecție te duce în zona în care vezi unde ești slab, recunoști locul ăla. Dom'le, eu aici sunt slab. Nu știu, dezvoltat eu, am primit de undeva lucrul ăsta, slab aici. Te rog, verifică-mă. Bun, te lupți azi, te lupți mâine, ești înfrânt, te ridici iarăși, te lupți azi, te lupți mâine, te ridici, cineva te întreabă, există oameni care se roagă. Știți că am găsit o grămadă de tineri, de băieți și de fete care sunt victorioși deja, slăvit să fie Domnul? Nu se întâmplă dintr-o dată. Cum aud pe mulți, fratele, eu am fumat 30 de ani, m-am pocăit și într-o singură noapte Dumnezeu m-a eliberat de viciul ăsta. Slăvit să fie Domnul! De-aia întrebați-i pe toți ceilalți care au fumat și au venit la pocăință, numai simțeau mirosul de tu, ăsta e Marlboro, ăsta e Kent, ăla e gutare. Nu toți au făcut, sau alcool, sau alte lucruri, de la distanță mirosea. Sunt unii care și-au pus, domnule, eu nu servesc masa într-un restaurant unde servești băutură. Noi spune, băi, ce slab ești tu, că noi nu avem niciodată. Da, tu n-ai nicio treabă, dar eu trebuie să-mi pun pălimar. Eu trebuie să-mi pun acolo zid de protecție, că altfel, cu un pahar, m-am dus la vale cu tot. Caută zona aceea de protecție, ridică acolo zona de protecție ca să fii protejat. Vă amintiți de cel mai puternic bărbat de lume? Samson, Duhul Domnului îl mișca în Tețoarea și Eștaul. Era zona în care Domnul vrea să-l scoată la pensie, să moară de bătrâneții. Pentru că Domnul îl mișca în Tețoarea și Eștaul. Păi, dar dacă atâția mușchi pe el și cu atâta capacitate de putere, el nu trebuia să stea în Tețoarea și Eștaul. Dar ce are dacă merge la Timna? Ce are dacă mergi într-o cetate a filisteenilor și după ce stă noaptea acolo la hotel, ăștia vreau să-l prindă dimineața. El nu a așteptat dimineața, s-a sculat pe la miezul nopții, aia nu dormeau bine, le-au luat porțile la cetate, le-au dus pe un deal, nu ne mai știm dacă le-au mai dus înapoi. Dar ăștia le-au dus acolo, gândiți-vă când s-au trezit, ăștia, băi, n-avem porți așa, dar unde? Tocmai idealul ăla. Cine le-a putut duce, domnule? Samson le-a dus. A ajuns la Dalila, pentru că era puternic, era grozav. Și cu toate astea, omul ăsta care trebuia să iasă la pensie ca judecător, a murit fără vedere, fără putere, departe de neamurile sale și a fost îngropat, știți unde? Între Țoarea și Eștaol. N-ajută la nimeni să fie îngropat acolo. Contează să rămâi acolo, Doamne ajută! Este o zonă de siguranță, o zonă în care Dumnezeu te protejează. De-aia unul dintre cei mai încărcați de făgăduințe, Psalmul 91 spune, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Este o zonă în care Dumnezeu te așteaptă să-ți găsești locul în care ești protejat, în care Dumnezeu te ocrotește și tu previi următoarele accidente. Că altfel vei fi în anumite situații foarte, foarte expus, vei fi vulnerabil. Nu uita, nu lupți cu un om, cu toate că de ăla te poate teme. Te lupți cu unul care a văzut ca noi miliarde.
și care ne știe înclinațiile noastre. Singurul zonă în care putem să fim protejați este sub aripile Domnului. Trasează-ți zona aceea. Vezi unde sunt vulnerabilitățile și rămâi în zona de protecție, Doamne ajută. Întosoțește-te cu oameni credincioși, cu tineri credincioși, cu tineri cu care vă verificați unul pe celălalt, băi, cum stai aici? Eu stau mai slab aici, ajută-mă, te rog, cu rugăciune. Mai postiți înaintea Domnului. Uniți-vă la ore de rugăciune dacă nu puteți să fiți fizic împreună în același loc. Și încetul cu încetul, lucruri la care erați vulnerabili altă dată devin doar amintiri. De ce? Pentru că Dumnezeu vă dă biruință, slăvit să fie Domnul. Știam de un tânăr de la noi din comunitate că pe timpul respectiv, era pe timpul lui Ceaușescu, l-a trimis tata la școală la Brașov. S-a dus la școală la Brașov, la școală profesională acolo și l-a rugat pe băiat și ăsta așa, măi băiete, când te duci acolo la școală, singurul lucru care vreau pe lângă meseria pe care o înveți tu, du-te în fiecare duminică la biserică. Să știi că eu te sun la telefonul ăla care l-aveau ei comunal acolo, te sun la școală să văd cine a predicat și ce a predicat. Și ăsta se ducea la biserică, pe timpul ăla nu era aer condiționat, pe timp de vară, frații mai liniștiți, așa, mai calmi, mai cutare, el se cam plictisa, el vrea mai dinamism, mai cutare, vrea o grămadă de lucruri deosebite. Dar n-a fost să fie. Și într-o duminică seară a spus că las că să duc colegii mei, eu mă interesez de la ei cine o predicat și ce o predicat și eu mă duc în parc. Mă duc în parc să mă plimb, e așa de frumos, adiere, la biserică stăm toți îngrămădiți acolo, cum eu, așa, mai predic cineva plictisitor, fără aer condiționat, e cald, de ce să stau eu acolo? Bineînțeles, a început slujba, el era pe în parc, se plimba. Spunea, frate Virgil, din nu știu unde, din parcul ăla, din niște tufișuri, a ieșit un tip, nu știu, era boschetar, ce era pe acolo, de pe timpul ăla, a ieșit un tip și mi-a spus să-i dau niște bani de bere. I-a spus, nene, n-am. Băi, când mi-a dat un cap în gură, când mi-a trântit un cap în gură, m-a bușit sângele imediat. După care, cum a apărut, așa a dispărut asta. Nu știu unde a dispărut. Efectiv, m-am dus la undeva, la o ciușmea, să mă spăl de sânge, pe nas, pe tot așa. Și zic, și ce te întrebai? Și nirea la care te-a lovit? Nu? Mă întrebam, dacă eram la adunare, se întâmpla așa ceva? Stimații mei, deodată cu mine în biserică au fost și alți tineri, tot din familie de credincioși. Și auzeam de colegii noștri, pe timpul ăla, tot al lui Ceaușescu era, că pentru foarte mulți dintre voi, Ceaușescu e ca și Egiptul antic, pe timpul faraon, cum ar fi. Ei, am trăit în timpul ăla. Pe timpul ăla mergeam la biserică și știam dinainte ce predic frații. Erau unii frați care începeau Psalmul 84. Cât de plăcute și locașurile tale, dar nu așa de 20 de ani treaba asta. De 20 de ani. Bun, cântările se cântau foarte minori, păcătos ca mine, nu erai convins că tu ești acela. Deci, după felul cum o cântau, după felul cum prezentau cântarea. Deci știam absolut tot ce se întâmplă acolo. Alți colegi de-ai mei spune, băi, am fost cu băieții la o distracție, cu fete, cu cutare, am mai servit ceva acolo. Nu era atunci praful, era mai bere, mai cutare ce erau, a fost frumos. Îi vedeam lunea pe la școală că stau mai mult pe la toaletă. Mai vedeam pe unii cu unii ochii viniți. Dar distracția lor, ce îi bagi în distracția oamenilor? Ei se distrau cum știau ei. Și În timpul ăsta eu am rămas acolo. Am fost de foarte multe ori ispitit să mă uit peste gard. Era mai iarba mai verde, parcă în altă parte. Muzica era mai ritmică. La noi era pe orgă și mergea încetucul, nu era voi cu ritmul, cu absolut nimic. Și am rămas acolo. Am rezistat să rămân acolo. Alții, colegi de-i mei, au plecat. La momentul actual, unii dintre ei sunt morți de alcoolism. Alții dintre ei au fost în pușcărie. Unii dintre ei, din timuriu, au dinți de plastic. Pentru că au fost la o distracție. De asta i-a dat un boccan în gură și nu trebuie să-ți pui dinți de plastic. Alții au placă de titan la cap. Eu am ratat toate astea. Le-am ratat. Uite că am 60 de ani, sunt în biserică, cele mai frumoase visurile mele au fost depășite de realitate pentru simplu motiv. Nu că am fost mai deștept ca ei. Nu că părinții mei au fost mai grozavi ca lor. Nu. Ci pentru că am rămas în zona de protecție. Slăvit să fie Domnul. Acum ești acolo. Sau dacă nu ești, te rog frumos să intră în zona de protecție. Că Dumnezeu te protejează acolo. Slăvit să fie Domnul. Are oameni ai Lui. Chiar dacă există eșecuri de diferite, am primit întrebări aici despre anumite eșecuri emoționale, spirituale. Dom'le, chiar dacă ești, dacă ai căzut pe cale, băi, te ridici înapoi. Doamne ajută! Dar e alta să cazi la porci. Cazi la porci între lăturile lor, mai mișcă porci într-o parte în alta, tot acolo ești. Dacă ești pe cale de întors acasă sau în casa tatălui, te mai împedici, mai cazi jos.
Eu am câteodată, spun așa, existau oameni când s-a închis ușa corăbiei, când s-a închis ușa corăbiei, noi erau oameni afară, profesori, doctori, universitari, probabil, oameni cu mușchi pe ei, oameni cu relații. Și în corabie erau copiii noi. Când fugeau ei de pe la un etaj la altul, s-ar putea să dau capul de vreo grindă și aveau cui pe dreapta. Problema este, nu conta că iau cu cui pe dreapta, s-au făcut o luxație la picior. Problema este că corabia a împărțit lumea doar în două. Cei de afară, nu contează ce erau și ce aveau, mureau înnecați, și cei dinăuntru, și cu o boală, așa, și cu piciorul în gips, dar în corabie, slăbiți să fie Domnul. V-a șocat tare mult, urmăriți să fiți pe cale și în zona de protecție, Doamne ajută! Acolo are sens pocăința, are sens mărturisirea, pentru că ești în zona aceea în care Dumnezeu te protejează. Al doilea lucru care e foarte important pentru noi la momentul acesta al jugului limitărilor, pe lângă faptul că îți dă protecție și te protejează, îți dă un antrenament deosebit. După ce ai zona aceea de protecție, Dumnezeu începe să te antreneze. Câtă vreme nu stai în zona de protecție, n-ai timp de antrenamente. Efectiv, nu știi de unde vii, unde te duci, cine te atacă, de unde te atacă. Când ești în zona de protecție, deja începe antrenamentul. Și să nu vă mirați că biserica, studiul cu tinerii, relațiile între frați sunt în un antrenament pe care Domnul ne-l face. Să nu vă mirați. Biserica nu e în concediu. Nu toată lumea când vii tu să ridică, să-ți oferi ție locul. S-ar putea să găsești și alte atitudini. Tu trebuie să faci față pentru că Dumnezeu începe să te antreneze în zona asta de siguranță. Primul lucru pe care trebuie să-l înveți este să te înveți să taci. Spune, își umple gura cu țărână, spune Sfânta Scriptură în textul care s-a citit aici, și să se asingur și să tacă, pentru că Domnul i-l-a pus pe grumaz să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Învață-te să taci. Știți că de foarte multe ori, ca și tineri, și eu am fost ca voi, înainte de a pune ăștia întrebările, eu aveam răspunsul. Nu ăla bun, dar l-aveam. De câte ori m-am trezit pe gheață că ăla mi-a pus o întrebare și eu am dat un răspuns care n-avea nicio legătură cu întrebarea? Da, am dat. Mă lua gura pe dinainte. Am învățat lucrul ăsta. Și acum câteodată mai cad în domeniul ăsta. Să dau răspunsul la întrebări care nu sunt. De fapt, majoritatea celor în vârstă de asta sunt acuzați, că au o grămadă de răspunsul, dar nu-i pune nimeni întrebări. Aia e problema mare. Ori din punctul ăsta de vedere, aș vrea tare mult să învățăm să mai tăcem. Să-ți umpli gura cu țărână. Asta presupune că cineva te enervează, cineva te supără, cineva se scarpină de tine. Și nu-ți trebuie mult să știi ce să-i zici lui ăla. Ți se dă pe loc. Să se dă să nu-ți mai agăță niciodată de tine. Știi ce trebuie să-i spui lui. Dar ca să-ți umpli gura cu țărână, știi că începi, să presupunem că la un moment dat tu împlinești literalmente cuvântul ăsta și umpli gura cu țărână sau cu nisip. Și eu încep să fac mișto din tine. Și ți-ți vine să-mi spui ceva și încep să-mi spui mie ceva. Pricepi careva și spui tu gura plină? Nu. Văd că miști ceva. Văd că te înverzești la față. Dar nu pricep nimic. Aș vrea să te întreb, trebuie să-ți ceri iertare de la mine că mi-ai spus ceva? Nu, eu n-am priceput ce ai spus tu. N-am priceput. De-aia e foarte important. Prin mintea noastră trec o grămadă de gânduri, o grămadă de situații. Niciodată eu, de exemplu, am întâlnit situații destul de dificile în viață, când oamenii, fără să-și dea seama sau chiar să-și dea seama, au făcut bășcălie din mine, folosesc un termen mai popular așa, au făcut mișto din mine. Păi, înțeles că m-am mâncat limba să-i spun ceva, că m-am prins. Dar unul dintre factorii este când cineva vrea să râdă de tine, primul moment este că el se bucură că face bășcălie din tine. Al doilea moment că tu te-ai prins. Dar eu niciodată nu le dădeam șansa asta. El râdea de mine și eu întrebam, băi, dar e vorba să plouă afară? L-a întrebat, dar și legătură, spun eu, și plouă afară. Tu mai ai, nu ești nicio legătură. Deci nu-i dai șansa cealaltă, dar îți vine să-i spui ceva, îți vine să discuți cu el. Ei, în momentul în care eu nu mă gândesc, măi, omul ăsta nu gândește bine, uite ce face el. Eu nu trebuie să-mi cer scuze de la nimeni. Dar dacă am apucat să-l fac cu cineva nesimțit, în momentul respectiv trebuie să încerc scuze de la el. Dar dacă am apucat să scăp o vorbă, eu trebuie să fiu responsabil de vorba aceea. Învață să te stași din gură. Te pune viața în niște situații în care e important să te înveți să taci din gură. Ne spune Sfânta Scriptură că într-o zi Elisei se apucă să proroșească la o cetate care mânca, și meniu aveau ei, era, citiți în Biblie ce meniu aveau ei din Samaria. Și la un moment dat Elisei spune, mâine la ceasul acesta se va vinde floarea făinii cu atâta și cu tare. Probabil și împăratul își dădea seama că chestia asta nu se poate întâmpla. Dar împăratul a avut înțelepciune să tacă din gură. O tăcut din gură. Însă
Omul pe care se sprijinea împăratul când urca pe cal sau cobora, spunea, și dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, lucrul ăsta n-are cum să se întâmple. Asta e o trebuie lui Elisei. Vei vedea, dar nu vei mânca. Băi, dacă tăcea din gură. A doua zi așa au fost. S-au îmbulzit oamenii acolo să cumpere floarea făinei și omul ăla a fost călcat în picioare. Ce bine era dacă tăcea. Bineînțeles că asta o costat el după aceea, dar prea târziu, și de foarte multe ori constatăm și noi ce bine era dacă tășeam, nu mai expuneam. Dar în școala asta înveți să taci din gură, înveți să răbzi, vezi că se ridică tensiunea așa, lasă acolo așa, mai taci din gură. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos nu i s-a auzit glasul pe uliță și avea de spus. Au fost situații în care, de exemplu, Irod dorea să-l vadă făcând o minune, iar Iisus nu i-a spus nimic. Doamne, dar n-ai nici măcar o mustrare pentru asta? Nu, nimic. Era vremea când trebuia să tacă, când avea ce-i spune la omul ăsta. Mântuirea trecuse de el și el nu era atent pe timpul lui Ioan Botezătorul, când era în pivnița sa, să asculte cuvântul Domnului. Și acum, cu toate că el trăia, mântuirea s-a dus. Stimații mei, primul lucru care aș vrea să vă spun este tocmai ăsta, să te înveți să taci din gură. Al doilea lucru care te antrenezi în școala asta a Domnului și cu jugul ăsta pe umeri este să te saturi de ochiări. Foarte mulți dintre noi suntem foarte orgolioși și sinele, eu-ul, personalitatea noastră încurcă lucrarea. De aceea Domnul Iisus Hristos, prima condiție de a-L urma pe El într-un mod eficient este să te lepezi de sine. Știți că de foarte multe ori ne dezvoltăm și de mici, ne băgăm foi de ziar sub tălpi și noi spunem, eu sunt din familia cu tare, pe neamul nostru a fost unul care a fost lângă Cuza sau chiar Alexandru Ioan Cuza e pe neamul nostru. Boierii ăștia, laureați, cu tare, judecători, procurori, toți sunt pe linia noastră. Și noi suntem noi acum aici, dar toate astea le băgăm sub tălpi că noi nu suntem oricine. Și când cineva vine și ofensează eu-ul nostru, ne ofensează neamul nostru, ne ofensează zona noastră. În momentul respectiv, noi sărim și noi de acolo, dar ce se poate? Satură-te puțin de ocări. Dă obrazul tău celui cel lovește și antrenează-te să lupți. Știți că de foarte multe ori nu suntem învățați cu lucrul ăsta? Avem replică la orice, ne gândim la răzbunare, cum cineva își face un gest față de noi, chiar neintenționat, ne gândim noaptea ce ar trebui să-i facem lui. Nu putem dormi seara. Dar zic că îl prind eu la un moment dat. Se întâmplă el, la un moment dat auzi că ăla care urâs de tine, la un moment dat are pană la mașină. Mărit să fie Domnul începe să lucreze. De ce? Pentru că ai auzit tu că s-a întâmplat ceva, dacă ar mai avea motorul gripat, deja lucrare curată. De ce? Pentru că înăuntrul tău există răzbunare. Ori tu nu te-ai învățat încă să fii din punctul ăsta de vedere, să răbzi, pentru că nu poți merge mai departe, nu poți. Sunt oameni foarte orgolioși, care la un moment dat ajung să aibă anumite slujbe, să aibă anumite responsabilități și efectiv Biserica lui Hristos și oamenii nu se pot apropia de el, pentru că este prea orgolios. Ori există oameni care au dat obrazul celui ce-l lovește, pe o parte și pe alta, și efectiv, chiar dacă el știe că tu, ceea ce vorbești, îl deranjează pe el, el merge mai departe pentru că sufletul tău este important. Ai o asemenea mentalitate, ca asta o înveți în domeniul acesta. Spune Scriptura să stea singur și să tacă. V-aș ruga tare mult să aveți momente de contemplare. Știu că stați singuri pe telefon, dar puneți-l puțin deoparte și stați și meditați că Domnul vă poate vorbi minții voastre. De foarte multe ori, de cel mai mult lucru, ne temem de singurătatea noastră. Punem totdeauna muzică, ne băgăm căștile în urechi și tot mergem. Și când sunt care și dorm cu căștile alea în urechi cu muzică, dați-le la o parte puțin, dați telefonul la o parte, închideți ușa și stați înaintea Domnului. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă vorbească. Veți vedea că conștiința voastră, luminată de Duhul Sfânt, vă spune lucruri. Uitați cum e în seara asta aici. Am auzit o descoperire venită printr-un tinerel de aici, Domnul să-l binecuvinteze, dar mie, dacă mi s-ar descoperi acum o anumită problemă pe care o ai tu și ar trebui tu să faci înaintea Domnului, acum m-aș duce la tine, te ridic în public aici în picioare, mi se te înroșești, te înverzești, toate culorile, semaforurile prins, așa, și îți spun, băiatule, tânără, uite ce ai făcut, uite ce așteaptă Domnul de la tine,
Și uite care e atitudinea ta. Asta ți-am ajuns și să spuneți ei. Dar vedeți că Dumnezeu e bun, nu mi-a descoperit nimic de rău de voi. Slăvit să fie Domnul, nu e așa? Bun, dar Duhul Sfânt îți spune acum și trebuie să faci tu? Vedeți, Duhul Sfânt nu spune și o să facă Putin. Și nici o să facă Hezbollah cu Israel. Dar Duhul Sfânt îți spune, uite, aștept lucrul ăsta de la tine de atâta timp. Îți spune asta Duhul Sfânt acum? Ai nevoie de proroc? Nu. E bun Duhul Sfânt. Pentru că conștiința ta îți vorbește. Când ești singur și în contemplare, asta faci. Meditezi la cuvântul Domnului și Dumnezeu începe să-ți vorbească. Trebuie să repari relația cu cutare. Trebuie să dedici mai mult timp rugăciunii. Nu o să poți din prima să prinzi nu știu cât timp pe rugăciune, dar efectiv o să începi să te rogi. O să începi să simți că rugăciunea este o stare pe care o dezvolți cu ajutorul Domnului mai departe. Dar lucrurile astea se realizează singur în contemplare înaintea Domnului. Tocmai de aceea avem rugăciuni de genul ăsta, tocmai de aceea trebuie să mergem în rugăciuni. Noi nativ nu ne vine să ne rugăm. Firii noștri pământești n-are chef de rugăciune. Ori în momentul când stai singur în contemplare, întins chiar în pat, poți acolo să stai și să spui, Doamne, am nevoie de înțelepciunea Ta, am nevoie de harul Tău. După care te pui la marginea patului în genunchi și spui, Tu ești Domnul vieții mele, ajută-mă, Doamne, să calc pe calea plăcută. Ia-mă de mână, Doamne, că eu dacă mă duc, mă rătăcesc. Și Dumnezeu ia aminte la asemenea rugăciuni. De aceea e important. Altfel vă umpleți timpul cu tot felul de discuții, pe WhatsApp, pe tot felul de rețele de mesagerie, aveți tot felul de discuții, ascultați foarte multă muzică, puneți-vă timp deoparte de a sta cu Domnul. Doamne ajută! Și veți vedea că cugetul vostru vă va spune lucrurile pe care trebuie să le rezolvați. Ultimul aspect al acestui jug al limitărilor, pe lângă faptul că îți oferă protecție, pe lângă faptul că te antrenează și ajungi un om răbdător, ajungi un om că la un moment dat găsești oameni în poporul Domnului care râd de tine, care te batjocoresc, care efectiv la un moment dat în mândria lor și în aroganța lor fac batjocurile de tine, după care peste două zile te cheamă să mergi să te rogi pentru el, pentru că într-o stare deplorabilă. Bineînțeles că dacă tu ai orgoliul lui, îi spui băiatul să fii sănătos, să te vindici când o să spun eu. Nu, nu, în momentul ăla știi că te-o jicnit, știi că te-o confunda cu altcineva poate, dar ai luat sticluța cu un de lemn dacă e cazul și ai fugit la el pentru că el are nevoie de ajutor. Dar asta o înveți numai antrenându-te. Doamne ajută! Că nu o să vedeți că cineva să scarpene de voi, nu că are el la treabă cu tine. Dumnezeu i-a dat sarcină, dezvoltă-l pe ăsta să fie un lucrător bun. V-ați gândit vreodată la ideea asta? V-ați gândit că Dumnezeu vă dă teste? V-ați gândit că vă cheamă într-o elită specială pentru viitor și vă antrenează să rezistați la orice atac? Și vă pregătește? Și ceea ce e mai frumos de-a lungul timpului, că există anumiți oameni care sunt reticenți la pocăință, la câteodată și la bun simț să sunt reticenți. Și el e lângă tine acolo. Dar ai vrea să-i spui, Doamne, el de aici, du-l în altă parte, îl duc eu dacă îmi dai voie, da? Numai să plece din zonă, să ducă de... Nu, Doamne, stă acolo, îi dă Dumnezeu sănătate, îi dă viață să scarpine de toată lumea. De toată lumea dă teste, că Dumnezeu îl folosește, l-a dat teste. Bun, după ce îți dă teste ție, după ce dă teste la tot ceilalți și toți știm cine e el, toți cunoaștem cine e el, la un moment dat omul ăsta se pocăiește și spune, oameni buni, m-am portat ca un neînțelept, am făcut niște, uite în ziua de azi, și omul ăsta s-a pocăit. De ce l-a folosit Dumnezeu pentru niște teste ca tu să devii un om răbdător, ca tu să devii un sol al lui Dumnezeu care face voia Domnului. Mulțumesc! Ultimul aspect pe care vreau să vi-l spun după ce pui jugul limitărilor pe umerul tău este rentabilitatea, pentru că asta se urmărește atât în domeniul protecției, cât și în domeniul antrenamentului. Rentabilitatea. Veți găsi în Psalmul 1 două comparații, și anume cel ce cugetă la cuvântul Domnului, adică cel ce își pune timp de meditație deoparte, cel ce stă în prezența lui Dumnezeu, este o persoană care este asemănată cu un pom sădit lângă un izvor de apă. Tot în psalmul acela este o persoană foarte liberă. Cei răi însă sunt ca pleava. Aș vrea să vă întreb, care e mai liber? Pleava toată ziua în excursie, în funcție de unde bate vântul.
în continuu în excursie. Nu mai zboară, se plimbă, vede peisaje și așa mai departe. Pomul e legat cu mii de rădăcini de solul în care este, chiar dacă e adăpat de apă. Bun, într-o zi pomul vine și spune, băi, m-am săturat să stau în același loc. M-am săturat în aceeași zonă de protecție cu apă. M-am săturat. Vreau și eu puține excursii ca pleava. Mă smulg din rădăcinile mele și voi fi liber. Când un pom se smulge ca să fie liber, cu ghilimele de rigoare, ce se întâmplă cu el? Se usucă și moare. Stimații mei, libertatea noastră este doar lipiți de Hristos. Doamne ajută! Doar acolo putem să fim rentabili la maxim. Doar acolo. Altfel, ajungi o pleavă care te plimbi în excursie și spune Scriptura că pleava va fi strânsă și aruncată în foc. După ta excursie, urmează și partea cu temperatură înaltă. De aceea e important pentru noi să fim foarte atenți la domeniul acesta, pentru că Dumnezeu urmărește rentabilitatea noastră, adică stabilitatea noastră, să fii ca un pom așezat lângă un izvor de apă, să îți produci rodul acolo și să cauți locul și eficiența maximă. Dumnezeu îți cere să faci ceea ce trebuie tu să faci. Amintiți-vă de Domnul Iisus Hristos, a fost Fiul lui Dumnezeu. Cum spune crezul de la Niceea, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut și nu făcut. El pe cruce vine și spune, s-a isprăvit. Și noi am spune, Doamne, dar mai sunt morți din viață. Mai sunt leproși de vindecat. Mai sunt oameni care să-i atingi de puterea ta, Doamne, și să le vindeci bolile și să te atingi de șchiop, de surs, de... Nu, s-a isprăvit. Pentru că eu n-am venit să-i vindec pe toți. Eu n-am venit să-i înviez pe toți. Eu am venit să-mi dau viața ca orice om, inclusiv ăștia, să aibă păcatele iertate. Și Hristos și-a îndeplinit menirea Lui, slăvit să fie Domnul. Nu numai atât, a luat 12 ucenici. Păi trebuia să aibă cel puțin 1000, Doamne. E Fiul lui Dumnezeu totuși. Cum numai cu 12 ucenici? Da, 12 ucenici a avut, unul dintre ei a fost fiul trădării sau pierzării și la un moment dat el vine și spune, Tată, n-am pierdut pe nimeni afară de fiul pierzării care s-a dus la locul lui, dar toți ceilalți am păstrat aici. Doamne, dar numai 11 nu-i puțin? Nu, el și-a făcut lucrarea. Stimații mei, uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu că sunt rentabili. Când vii în zona aia, vezi locul tău. Sunt oameni care ajung în pocăință în zona lor de siguranță. Nu o să-i vedeți implicați în politică bisericească. Nu o să-i vedeți implicați în alte domenii. Pentru că el știe zona lui de lucru unde trebuie să fie rentabil. El face lucrarea acolo. Caută-ți zona aceea și fii productiv pe locul acela. Împlinește-ți merirea în zona aceea. Dar toate astea ți le dă jugul limitărilor. Cine n-are jugul limitărilor, o să vedeți că are jugul lui Hristos. Se spune, Doamne Iisuse, dar n-am voie și aia. Dar n-am voie să mă amestec și în politică. Dar n-am voie să mă duc și fac și o echipă de fotbal. Dar n-am voie să fac și turism. Dar n-am voie și cu tare. Și să se împarte peste tot și nu mai auzi de el. Și ce persoană deosebită era altădată. Și cum lucra Dumnezeu cu el altădată. Dar pentru că n-a avut jugul limitărilor, să-i spună, tu nu ești chemat la toate. Tu nu le poți face pe toate. Tu trebuie să placi doar celui ce te-a înscris la oaste, nu și guvernului, nu știu cărui organizații, nu știu cărei persoane sau patron. Tu trebuie să placi Domnului, atât tot. Ai căutat să placi Domnului, câtă vreme n-ai jugul limitărilor, câteodată te împânzești peste tot și nu faci nimic bun. De aceea este important pentru noi, ia-ți jugul acesta al limitărilor. Jugul acesta al limitărilor câteodată s-ar putea să fie cuvintele părinților voștri, care vă cer anumite limitări, care vă spun anumite lucruri. Jugul limitărilor sunt legile și obiectivele pe care biserica le aduce. Fiecare biserică are provocările ei dintr-o anumită zonă. Dacă veți citi în Biblie cu atenție, veți vedea că duhurile necurate lucrează pe anumite zone. Și spuneau la un moment dat când Domnul Iisus Hristos dorea să scoată afară niște duhuri necurate din niște îndrăciți, că duhurile necurate îi rugau pe Iisus să nu-i scoată afară din ținutul acela, că sunt ținuturi care sunt cuprinse de duhuri necurate de beție. Îi aș vin și o strețe la gard pentru vin. Sunt duhuri necurate care lucrează în anumite zone unei curvie, unde sunt divorțați, recăsătoriți, nu contează cine, cum, tau fiecare. Sunt duhuri necurate cu foarte multă mândrie și aroganță. Ori biserica care e în zona respectivă, vă dau exemplu, biserica care e în zona cu viticultura și cu beția, ce crezi că legi vor lua pentru membrii lor? Vor lua în domeniul ăsta ca să ridici și balustradă.
Biserica care va fi în zona aceea unde toți divorțajul și au tăți aventuri, ce credeți că legi va avea mai precise pentru familie și pentru credincioși și pentru tineri și pentru căsătorii de probă și pentru toate celelalte? Vor ridica garduri acolo. De aceea biserica din Bruxelles are anumite reguli făcute de oamenii care au văzut anumite pericole. Nu tot stați pe gardurile alea care le-a ridicat biserica și spune, ne limitează libertate de mișcare, pentru că în continuare există o prăpastie, o prăpastie a căderii. Și spunea cineva, când există o prăpastie în fața noastră, biserica va construi totdeauna un gard deasupra. Este mult mai ieftin și mult mai rentabil. Există biserici care construiesc un spital ultramodern în vale, dar după ce ți-ai rupt gâtul și ești paralizat, cu ce te mai ajută spitalul ultramodern? În afara faptului că îți susține viața care mai este. Ori nu-i mai economic un gard deasupra? Da, frate, n-ai voie asta. Dar limit... Dar eu dacă vreau să încerc, cu parapanta poate să trec pe aici. Poate vreau să văd dacă se deschide parașuta. Dom'le, nu vă dăm voie nici cu parașută, nici cu parapantă, până aici țin lucrurile. Aici veți provocarea asta. În momentul când tu sai gardul și reușești să-l sari, cu toate că nouă unii vine să-l băgăm și electrificat ăla de acolo, ca să nu fie șansa asta. Când tu vrei să sai gardul și să mergi mai departe, asta este problema ta. Dar nu ne bucură niciodată, nicio cădere, niciodată. De aceea există reguli. Pentru că regulile astea te păzesc. Și totodată, ieșind din reguli, v-am spus cazul la băiatul ăla tânăr, care tata i-a spus să ducă la adunare. Să vă mai spun multe cazuri de genul ăsta, când părinții au spus ceva și el a ieșit din zona de siguranță a cuvântului părinților și au pățit mai grav. De ce? Pentru că Biblia spune, nu dați prilej diavolului. Cineva e atent la tine. Și dacă tu ieși din sfera aia, păi, dar părinții mei sunt guși, domnule, nu pricep și ei cred că îi capi timpul lor, e mai rău. E mai rău. Și din punctul ăsta de vedere, îți ridică anumite limitări ca să fii protejat. Rămâi în zona aceea. Doamne ajută! Puteam să explic mai mult în direcția aceasta, dar m-am abținut că mâine dimineața iar trebuie să veniți aici. Doamne ajută! S-au trimis ceva întrebări? O mai venit la dumneata? O venit și direct la mine. O să încercăm, eu am spus fraților să mai împart cu ei ceva, așa, le-am mai dat și lor câte ceva, acum cred că alea rămân la voi, slăviți fii Domnul. Așa. Pot intra direct câte ceasul, că era, data trecută ați spus acolo, așa, să mă mai uitam, eu trăgeam cu coada ochiile. Măriți să fie Domnul. Ați zis că nu mai afișați, mă anunțați dumneavoastră de acum. Bun. S-au pus câteva întrebări care au legătură cu problemele cu care vă confruntați dumneavoastră și pe care le aveți. Îmi pare rău că dacă știam, mai ascultam și alți frați slujitori care... Eu nu știu găsiți voi de râs. Da. Mi-ar fi plăcut să-i aud pe ceilalți frați slujitori care au fost înaintea mea la celelalte conferințe, că... Pe lor le-a spus cam aceleași întrebări și eu vreau să văd dacă vi s-au răspuns, să nu mai răspund eu la ele, ca să nu mă contrazic cu ei, cine știe cum. Este o întrebare aici care privește gardurile astea de protecție ale bisericii. Vă rog stăruitor să-mi spuneți părerea dumneavoastră despre inel verighetă. Cum înțelegeți? Stăruitorii. Eu aș fi vrut să evit întrebarea, dar dacă fiindcă e stăruitor, nu pot. Stimații mei, inelul sau verigheta, cum îi spunem noi, este simbolul căsătoriei, că o anumită persoană este căsătorită și până la un anumit punct majoritatea fraților, păstori și slujitori, sunt de acord. Mai ales cum sunteți dumneavoastră, veniți la conferința asta, vedeți o fată frumoasă pe care vreți să o luați în echipa aceea de plimbat în jurul lacului. Înțelegi? Și v-a dat o idee, a trecut deja momentul, ați pierdut clipa cercetării. Și din punctul ăsta de vedere, când vedeți că fata aceea are inel pe deget, nu mai luați în echipă, nu mai are sens. De ce? Pentru că este căsătorit. Mi-a plăcut, ai trecut bine așa ceva. Uite, de-aia e frumoasă conferințele de tine. Da. Și... până la un punct sunt frații de acord, dacă s-ar limita aici.
Dar există în cadrul bisericilor evanghelice, nu folosesc aici un nume, există o tendință de a ieși în evidență cu ceva anume. Cu orice ni se permite, ieșim în evidență. Și unul dintre domeniile în care vrem să ieșim în evidență cu statutul nostru, cu pregătirea noastră, cu școala noastră, cu facultatea noastră, cu firma noastră, cu câte avem noi, este domeniul acesta. În bisericile unde s-au aprobat ca frații să aibă o simplă verighetă ca să arate că e căsătorit sau căsătorită. Să nu le ia nimeni în echipa lui, dacă e cazul. Să spună, domnule, vii cu soția împreună. Frații după aceea nu au rămas la simpla verighetă. Au început să o încrusteze cu pietre Swarovski. După care a apărut, am văzut la cineva o verighetă cu un șarpe. Cred că e simbolul dumnezeirii. Înțelegeți? Da, și în biserică, cu un șarpe avea el acolo, așa. După care apare, pe lângă verigheta aceea, apare un ghiul cu Jesus, care e tot acolo. Ce-o prezentată? Deci, nu-ți convine subiectul, da. Și deci apare excesul acesta, după care apar brățările, cerceii. De ce să nu vă spun că sunt biserici nu departe de voi, care nu primesc fetițele la binecuvântare fără găurile făcute în urechi pentru cercei, că atunci li se dau. Și din momentul ăla în viață au turbo, pleacă mai departe așa. Există lucrul ăsta. Și totul a plecat de la aprobarea bisericii pentru simpla verighetă. De aceea anumiți păstori sunt reticenți la lucrul ăsta și printre care și eu. Că am văzut cum avansează. Am văzut încotro merge. Nu suntem contra, dar odată ce am deschis ușa, pe ușa aceea intră și altceva. Și ați văzut și la dumneavoastră, pe lângă inelul de căsătorie, îi și verigheta sau inelașul ăla de logodnă. Și apoi apare și celălalt inelaș când a văzut-o prima dată. L-a prins blițul, când a văzut-o flama. Apare și ăla. Cine știe ce mai inventează preiubiții noștri frați și surori, care oricum nu au ce face câteodată în poporul Domnului. Și noi am ridicat un gard acolo și am spus, oameni buni, câtă vreme sunteți în comunitatea noastră, rămâneți în felul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cam asta am vrut să vă spun eu. Știu că la o serie nu le-a plăcut și mi-a pus și timpul care îl mai am. Așa. Să nu le amestec și dacă o să trec peste o întrebare, să știți că e din partea Domnului. Există aici o întrebare pe care nu prea sunt domeniu eu să răspund, dar aș putea să vă spun așa cum procedez. Cum ar fi cel mai înțelept comportament, vorbire, care noi creștini ar trebui să-l avem împotriva mișcărilor pro-trans, gen, LGBT, etc. M-a întrebat o colegă ce este de făcut așa, și mai există tot o întrebare, tot pe linia aceasta pe care o pus-o cineva. Biblia vine și spune că trebuie să dăm răspuns cu înțelepciune, cu tact și cu multă lumină, Doamne ajută. Iar dacă n-aveți înțelepciunea necesară și vă mănâncă limba să spuneți și altceva, rugați-L pe Domnul să vă treacă la școala pe care am vorbit, umpleți-vă gura cu țărână și nu enervați pe nimeni. Nu enervați. Câteodată facem un deserviciu Bisericii lui Iisus Hristos. Argumentați cu calm, cu liniște, dacă aveți argumente. Discutați pe linia aceasta. Dar nu-i faceți pe oamenii respectivi într-un fel sau în altul, cam cum ne vine nouă, ci vorbiți foarte calm, prezentați-vă credința într-un mod foarte liniștit și atât mai departe. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al iubirii și al dragostei, dar este și un Dumnezeu drept. Binecuvântat să fie numele. M-a întrebat o colegă de ce este păcat să ai relații sexuale înainte de căsătorie, la care nu am știut ce să răspund, în afară de faptul că așa am fost învățată, că este scris în Biblie. Din câte văd, dumneatale, cam o crezi pe colega. În Biblie e specificat foarte clar, căsătoria se poate fi ținută în cinste și patul să fie nespurcat. Asta înseamnă că și Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Deci Biblia vine și îți spune foarte clar că nu există lucrul acesta și nu trebuie să apară. Există anumite, vom avea o întrebare mai târziu la cineva care pune pe direcția aceasta, dar trebuie să... Cineva întreabă aici cum să scap de pornografie. Probabil în timpul mesajului meu am spus. Este o luptă pe care o au toți,
în mod special băieții, din curiozitate prima dată. Și eu când eram ca voi, eram curios de anumite lucruri. Dar n-aveam unde să mă uit. Numai desenau cotare, eram curios de anatomie, atâta tot. Problema este că dumneavoastră sunteți la o distanță de un click de lucrurile astea. Și dacă ar fi numai curiozitatea, nu ar fi o problemă. Dar problema că asta dă dependență și mergi mai departe. Și în spatele acestei dependențe este un duh. Și de duhul ăsta nu scăpi oricum. De aia ai nevoie să intri într-o zonă de siguranță și ai nevoie de un prieten căruia să te, băi, eu mă lup, mai întreabă-mă din când în când, am mai accesat, n-am mai accesat. Te vei lupta cu lucrul ăsta o bucată, dar există biruință, slăvit să fie Domnul. De aceea e important, căutați-vă în zona dumneavoastră. Sunt și slujitori aici, cu care puteți vorbi foarte deschis și așa mai departe. Dar dacă aveți prieteni lângă voi, cum v-am spus, în Biblie spune mărturisiți-vă unii altora. Numai că și prietenii voștri trebuie să învețe că anumite lucruri trebuie să ținute numai acolo. Nu trebuie defăimat numele cuiva. Ori există biruință în domeniul acesta dacă te lupți singur și ești acolo, dar dacă mai există rugăciune în spatele tău, există întrebări, există dare de socoteală la problema respectivă, poate interveni o biruință măreață și deosebită. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Aici tot o întrebare privitor așa. Cum te poți ridica apropiat din nou de Dumnezeu după o dezamăgire amăroasă? Băiatul a profitat de fată spunând vorbe fără fapte, a profitat sexual de fată. Cum poți te ridica din nou când parcă nu mai este nicio șansă? Este adevărat că e o tragedie lucrul acesta, însă Biblia vine și spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte de orice păcat și orice fără de lege. Slăvit să fie Domnul! De aceea este posibil, prin pocăință și prin renunțare la lucrurile care ne-au dus în direcția respectivă, să ne pocăim și să ne întoarcem la Domnul pentru a primi iertare. Pe lângă faptul că Dumnezeu promite că omul care se lasă de păcatul respectiv și îl mărturisește, adică vine și spune, Doamne, am fost păcălită în domeniul acesta, păcatul acesta l-am făcut, mă dezic de el, promit că nu-l mai fac și spală-mă în sângele tău. Cât durează când Hristos spală inima ta de urmările acelui păcat? Cât durează? O lună? Două săptămâni? Nu. Pe loc Dumnezeu te iartă, slăvit să fie Domnul. Marea problemă este trebuie să te înveți să ierți și tu. Că dacă nu te înveți să ierți și tu, te atacă diavolul cu depresie și dezamăgire. Dacă Hristos e drept și credincios și te-a iertat, iartă-te și tu, ridică-te în capul oaselor și slujește-L pe Dumnezeu cu toată demnitatea. Doamne ajută! Încă o dată vă repet, dacă îți plângi singur de milă pe umăr, dar cum de-am putut face eu prostia asta? Dar cum de m-am putut eu lăsa înșelată? Dar cum de-am putut eu să fac asta? Vine diavolul și vine și vă, îți explic eu, îți explic eu. Pentru că n-ai vegheat, pentru că n-ai făcut cu tare și dintr-o dată te-a fost din ce în ce mai mult. Dacă te-a iertat Hristos, iartă-te și tu, Doamne ajută! Și viteză mai departe. Știm că Dumnezeu are un plan de slujire pentru fiecare creștin. Dacă după nașterea din nou mai există momente de neveghere, de cădere, planul Domnului inițial se mai poate împlini sau doar o parte din el? E o întrebare destul de dificilă pe care vreți să mi-o spuneți dumneavoastră. Încă o dată, nu știți planul lui Dumnezeu, însă vreau să vă spun că căderile și eșecurile fac parte din viață. Ne arată vulnerabilitățile noastre. Totdeauna, eșecurile și căderile ne arată unde suntem noi slabi. Că unde suntem noi buni, oricum știu ceilalți, că avem grijă, le spunem că suntem buni. Le arătăm că suntem buni. Dar unde suntem slabi, nu spunem la nimeni. Dar căderile ne spun, aici ești vulnerabil. Ca atare căderile mi-arată unde sunt vulnerabil, ridic gard de protecție acolo și mă păzesc din zona respectivă. Să nu cad iar în domeniul respectiv. E drept că mai greu mă deplasez de acolo, dar reușesc la un moment dat să mă duc acolo. Ca atare planul lui Dumnezeu, poate fi măreț, poate fi grozav, dar înainte ca Dumnezeu să-ți descopere planul și să te pună în plan, îți arată ce ar putea strica planul ăla. Și ca atare tu acum ai eșec, ai cădere, pregătindu-te și pocăindu-te și întorcându-te, ridicând bariere și punând balustradă. Dumnezeu spune, gata, te-ai prins,
ca atare, tu în zona asta nu o să mai cazi niciodată. Și îți arăt planul meu și darul meu. Și poți ieși biruitor. Slăvit să fie Domnul. Că ăsta e sensul. Sensul nu e că ai căzut și trebuie să stai acolo. Iubiții mei, face parte din viață lucrul ăsta. Priviți-le ca un test în care Dumnezeu îți arată, în care tu alergi spre împărăția Domnului și te pregătești să fii atent. Și când lucrurile acestea sunt aranjate în viață și tu le-ai văzut, ești mai mult ca biruitor, pentru că știi ce să faci cu ele. Nu sunt de la pentecostali și vreau să întreb care este diferența între botez și umplere cu Duhul Sfânt. Nu are loc asta odată cu nașterea din nou? Voi răspunde la această întrebare. Biblia spune că biserica din Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu prin predica diaconului Filip, a evanghelistului Filip. Scriptura ne spune că prin Filip se făceau multe minuni și semne și cuvântul Domnului ne arată că biserica de acolo, în frunte cu un vrăjitor, au crezut în Domnul și s-au botezat. Ne-am fi așteptat ca subiectul să se încheie aici, însă el nu se încheie aici, ci ne arată Sfânta Scriptură că la momentul respectiv apostolii în Ierusalim au făcut ceva. Și citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 14. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Întrebarea logică care se pune aici, dacă ăștia au crezut și s-au botezat, n-au primit automat și Duhul Sfânt pe care apostolii veneau să îl dea? Stimații mei, dacă i-ar fi primit și ar fi avut ceva de genul acesta, biserica nu mai disloca doi dintre cei mai importanți oameni de la Ierusalim să-i trimită la Samaria. Dar pentru că ei au primit numai cuvântul și n-au fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, de aceea. Și acum uitați următorul verset 16, se spune, căci nu se pogorâse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Încă o dată vă repet, mulțumesc. Încă un aspect pe care vreau să vi-l spun și pe care să țineți cont. Acum, eu pentru că circul foarte mult în spațiul ăsta evanghelic la diferite comunități, botezul cu Duhul Sfânt se manifestă atunci când apare plinătatea Duhului Sfânt. Când omul arată prin ceva că a ajuns la supraplin. Când noi îi dăm Duhului Sfânt picioarele noastre, mâinile noastre, urechile noastre, ochii noștri, mădularul care îl dăm cel din urmă Duhului Sfânt și care devine un semn al plinătății, este limba. Atunci când noi ne botezăm, noi mărturisim credința noastră, noi mărturisim că Iisus este Domnul. Când mărturisește Dumnezeu pentru noi, este un singur moment. Și spune că Sfânta Scriptură, vă citesc și lucrul acesta și cu asta închei întrebarea asta, Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 8, spune așa, și Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și cine a mărturisit aici? Dumnezeu. Noi la botez mărturisim noi, că credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Când suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, mărturisește Dumnezeu pentru noi. Mărturisirea trebuie să fie completă. Doamne ajută! Cât timp ar trebui să dureze o relație între doi tineri de la momentul cunoașterii până la căsătorie? Probabil ați cunoscut astăzi pe cineva, nu? Și veți fixa să dați anunțe. În funcție de mai multe lucruri. În funcție de. Cunoașterea persoanei celelalte presupune mai multe lucruri. Presupune cunoașterea convingerilor, presupune cunoașterea priorităților, presupune o grămadă de lucruri. Chiar și nunta, cum o faci, trebuie discutat. După care poți stabili o dată anunții. Dar trebuie cât de cât să cunoști câteva lucruri importante ca să puteți merge împreună. Spune Biblia, pot merge doi pe un drum fără să se voiască? Trebuie să ajungeți la o învoire. Dacă nu există învoire, bineînțeles că visați când sunteți mirese și voi când sunteți miri. Dar până atunci trebuie să fie învoire.
Și învoirea asta trebuie să fie în mai multe locuri. Că după ce trece nunta care durează o zi și la care cheltuiți câteodată că plătiți toată viața după aceea, ei bine, durează o zi, după aceea trebuie să vedeți, mergem împreună la aceeași biserică, ne rugăm împreună, avem amândoi aceleași convingeri privitoare la problemele importante din viață sau dintr-o dată chemați comitetul să vă explice câți copii ar trebui să aveți. Sau chemați comitetul să discutați de lucru, că n-am avut timp de lucrul ăsta. Nu, nu, v-aș ruga tare mult. Înainte de lucrul ăsta discutați clar și nu încurcați pe nimeni. Pentru că dacă fentați și spuneți, băi, să mă văd măritată și însurat, după aceea s-a trezit el cu surpriză. Spuneți că ăla, ai avut descoperire din partea Duhului Sfânt să te rogi, să postești. Uite, n-ai postit, ai dat peste mine acum. Înțelegeți ideea asta? Nu e valabilă din punctul ăsta de vedere. E important înainte de lucrul acesta să aveți. Și asta presupune câteodată timp. Timp mai scurt sau mai lung, dar presupune. Ca să aveți convingerea că plecați la drum și sunteți biruitori și în domeniul ăsta. Ce principii trebuie să avem ca tânăr pentru a avea un antrenament ca să ajungem la victorie? Le-am prezentat aici, le mai repet o dată și încă o dată vă mai spun versetul cel mai deosebit, și anume, dacă am fost izbăviți de păcate de Domnul Iisus Hristos și ne facem robi ai lui Dumnezeu, avem ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Faptul că noi suntem pe calea Domnului este că ne sfințim în fiecare zi. Doamne ajută! Nu merge cu păcatul. Băi, ai scăpat o minciună. Mă pocăiesc. Gata. Nu că mergi și așa, că mai sunt și alții. Ai ca rod sfințirea. Și tu te antrenezi ca să ieși deja biruitor. Deja trebuie să mai dau la o parte din asta, cam așa. Peste tot am bilete acum. Sunt întrebări la care vă spun sincer, nu știu să răspund. Și le cunosc, fără probleme. Dar nu vă spun care sunt întrebările. Ce părere aveți despre muzica contemporană în biserică, muzica worship? Vă spun că mie îmi place muzica corală. M-am născut cu muzică corală, m-am născut așa, genurile de muzică care sunt la momentul actual, eu le accept, le primesc, sunt muzici, genuri de muzică care vin dintr-un alt context, probabil. Trebuie să chemați un specialist în instrumentație, în muzică, să vedeți domeniul acesta mai clar. Însă eu prefer o muzică liniștită, prefer o muzică contemplativă, prefer, chiar dacă se folosesc anumite ritmuri, o muzică în care oamenii vin să se liniștească, în care oamenii să fie mai aproape de Dumnezeu. Și totodată aș vrea să vă spun că contextul nostru, vorbesc a celor din țară, voi sunteți veniți de acolo, este contextul ortodox. Contextul ortodox presupune că omul care vine la biserică are nevoie de liniște, are nevoie de un moment să se gândească la el, să se aprofundeze în sinele lui. Și muzica de un anumit fel îl ajută la lucrul acesta, îl conștientizează la lucrul acesta. De aceea sunt de acord cu asemenea muzică. Faptul că anumiți tineri ies în evidență cu un anumit gen de muzică care merge până la anumite limite, trebuie să vedem și obârșia de unde pleacă. Sunt studii făcute pe internet, le-am văzut, făcute de specialiști mai buni, vreți să vă aprofundați, puteți vedea acolo. Însă mie îmi place ca biserica să fie biserică, Doamne ajută! Când fac oamenii festival creștin de muzică, mă aștept să prezinte diferite genuri de muzică, că e festival de muzică. Dacă oamenii vin la biserică să se pocăiască, vin interlopi, vin din mafie, vin oameni care s-au apăsat de diferite forme de păcate și aici în biserică trezesc o muzică din aia că nici el n-are manele, mașină, nu-i biserica ceea ce trebuia. Nu-i ceea ce trebuia. Omul ăla are nevoie de o cercetare. Și acum, bineînțeles, copiii mei vor muzica asta. Băi da, biserica nu-i făcută pentru copiii mei. Muzica e făcută că vin oameni aici în lumea, din lumea asta și vor să găsească un loc de liniște în care Dumnezeu să-L cerceteze și să vină la pocăință. De aceea e important. Doamne ajută! Păi că numai frate, slujitori spun amin, mai serios, așa mai serios. Eu ți-am lăsat câteva întrebări de mitale. Ești tot aici? Nu? Slăviță, apreciez. Cum ne raportăm față de psalmi în care conținutul este oarecum crud? Întrebarea asta am avut-o și eu foarte multă vreme și am găsit un răspuns mulțumitor.
cât de cât. Peste trei sferturi dintre psalmi sunt psalmi numiți ai răzbunării de teologi. Ce caută psalmii ăia în Biblie? N-am înțeles nici eu foarte multă vreme, dar l-am urmat pe Domnul în continuare, chiar dacă n-am înțeles, chiar dacă anumite răspunsuri de ale mele n-au fost găsite. Ne place să dăm îndemnuri din psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Psalmul 91, cel ce stă sub, dar în numele Domnului vă taie în bucăți, când n-ați auzit la rugăciune. Nu se aude. Deci că nu le folosim astea. Psalmi ai răzbunării, care cuprind niște, într-adevăr, niște momente crude. De ce sunt acolo? Psalmii sunt niște gândiri ale oamenilor în fața situațiilor limită, a situației în care vrăjmașii îi înconjurau, în situații în care ei erau oameni și doreau să se răzbune. Și atunci oamenii aceștia, în strâmtorarea lor, au făcut psalmi. Și toți psalmii ei găsiți în Biblie. Vreau să vă spun ceva, stimații mei. Psalmii ne învață ceva, și anume, asta face parte din antrenament. Totdeauna o să găsiți oameni care fac ofensă asupra voastră. O să aveți pe lângă mulți prieteni și dușmani. O să aveți. Nici nu știți de ce sunt dușmani. Efectiv, pentru unii sunteți dușmanilor pentru că nu vă le convine fața voastră. Doar nu o să faceți operație estetică, să nu mai se plăceți lui. Deci nu-i convine de figura ta. Omul ăla va fi dușman. La un moment dat, când dușmanul tot te ofensează, tot te ofensează, tot sare grija ta, tot se scarpină de tine, la un moment dat principiul dreptății se ridică în tine și tu vrei la un moment dat și spui, băi, dar stai puțin, dar eu nu sunt ultima cizmă aici. De eu până la tatăl urmă, eu înainte de a mă pocăi, am făcut arte marțiale. Altul a fost bun la fugă, e adevărat. Altul a fost altceva. Dar eu când mă apuc de asta, când îl prind, nu rămâne decât umbra pe perete, atât tot. Ei, în momentul respectiv, când tu te duci la altul să vorbești de asta, se numește bârfă, clevetire și defăimare. Când în schimb te pui pe genunchi și spui, Doamne Dumnezeule, ca și David, am și eu dușmanii mei. I-aș prinde, i-aș strânge de gât să iasă ochii. E efectiv, l-aș prinde, l-aș trânti de perete. Doamne, câte idei am, Doamne, câte idei am. Ce i-aș face eu lui ăsta ca să se agațe de mine? Dă-mi putere să răb, Doamne. Dintr-o dată cerul se bucură că la cei 150 psalmi au apărut psalmul 151. Știți că totdeauna după ce faci psalmul respectiv, te ridici cu putere de a răbda mai departe? Eu vă spun din experiență, am făcut o grămadă de psalmi. N-ai altă soluție, încă o dată. Și dacă îl vorbești de rău, pe drept, tot n-ai voie. Că sunt frați care spune, frate, eu l-am vorbit pe asta, dar și nu e adevărat? Dom'le, și chiar dacă e adevărat, n-ai voie să vorbești. Dar psalm, să faci înaintea Domnului, să spui, Doamne, ăsta cred că e mincinos, ăsta mă fentează. Ăsta mă după banii mei, Doamne. Eu așa, te rog, dă-mi înțelepciune, păzăște-mă, Doamne. Trimite Duhul Sfânt peste mine să mă călăuzească, că altfel dacă îl prind înaintea mea, Doamne. Și spui, Doamne, uite ce aș face eu. Povestește acolo că Domnul te ascultă și îți dă seama că ai putea să faci așa ceva. După ce te ridici de pe genunchi, constați o liniște și o pace, pentru că ai făcut tocmai ceea ce spune Petru într-un din cuvintele sale. Nu vă îngrijorați de nici de vrăjmaș, ci aruncați totul asupra lui, căci el însă își îngrijește de voi. Asta este. Psalmii sunt așezați acolo ca o reflecție a ceea ce trăiau oamenii la momentul respectiv, ca să ne încurajeze și pe noi, ca în orice situații dificile din viață le avem, Dumnezeu ne ascultă părerea noastră. Chiar dacă de multe ori e firească, dar ne-o ascultă. Cum o asculta pe ăștia din psalmi? Da. Multe întrebări. Unii așa. Care este soluția atunci când ai căzut într-o ispită, iar în urma acesteia vrei să simți iertarea lui Dumnezeu? Iertarea lui Dumnezeu se simte doar prin credință. Dacă vrei să simți vreun curent ceva, vii la mine, bag ceva în priză și bag firile. Deci dacă vrei să simți. Dar altfel, când vii și mărturisești păcatul tău și Biblia spune că Dumnezeu e drept și credincios să te ierte, tu trebuie să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin. Nu trebuie să simți nimic ca să altceva, ci trebuie să crezi că nu mai e dur. Deja e, nu știu pe care să mai pun mâna. Mi s-a pus o întrebare care de 2000 de ani teologii creștini încearcă să răspundă și seara asta rezolvăm problema.
Cum răspundem întrebării de ce Dumnezeu îngăduie lucruri rele inocenților? Stimații mei ascultători, ascultați răspunsul. Nu-l știu. Mă iertați, dar am crezut că sunt cu tine aici, da? Ce să fac dacă o fată cu care vorbesc îmi spune că așteaptă să termine facultatea, eu am de gând de căsătorie? Băi, eu trebuie să răspund. Eu aș da o soluție. Pentru băreț este indicat să se căsătorească. El știe ce spune că trebuie să se căsătorească. Eu le indic tinerilor pe cât posibil, când este posibil, să se căsătorească. Pentru că au o presiune mult mai puternică. Voi faceți anumit. Și când nu ia lui întrebarea și cu alte cuvinte nu-i vinovat. Da. Eu le indic tuturor băieților, mai ales după ce au trecut de o anumită vârstă și sunt responsabili, adică au un loc de muncă și așa mai departe, să încerce să se căsătorească. Dacă fata cu care vorbesc îi amână pentru căsătorie, le indic băieților să caute pe cineva viabil pentru momentul căsătoriei. Că dacă facultatea ține 4 ani de zile sau 5 ani, depinde ce domeniu merge, s-ar putea băiatul să nu poată și fetele trebuie să se gândească la riscul ăsta. Că dacă găsești un băiat bun cu care să se căsătorească și știi că din partea Domnului și tu îi bagi în față facultatea, este doar simplu lucru de a-i spune că nu-ți place de el, dar de fapt vrei să ai pus facultatea. Gândiți-vă foarte bine la aspectul ăsta. Însă, eu indic dacă fata nu e gata să vrea să termine și să aleagă cariera, băiatul să-și caute, să-și vadă de drum în continuare. Sunt sigur că după ce termin acum, dați telefon și spui, să știi că eu mă însor, ne-a dat voi, fratele Virgil, ce faci? Da, aveți libertatea să-i spuneți, să o amenințați așa. Aveți, să vedeți ce se întâmplă în domeniul ăsta. Însă, v-aș ruga, stimate surori, să țineți cont de problemele cu care trec ei. La momentul actual, bărbații sunt ispitiți prin vedere. Prin vedere sunt ispitiți. Societatea noastră, de la femei măritate până la fete tinere, mai ales pe timp de vară, dar nici iarna nu mi-e rușine acum cu ei, efectiv sunt foarte provocatoare, încarcă pe toți băieții aceștia cu o anumită presiune care se rezolvă foarte clar în căsătorie. Din pricina, spune Biblia, din pricina, cum spune, am un lapsus acum, nestăpânirii voastre, fiecare dintre voi să aibă bărbatul ei sau nevasta lui. Bărbatul ei sau să aibă soția lui. De aceea e important să fiți căsătoriți, pentru că nu se rezolvă problema curviei altfel, atât acelei, decât prin căsătorie. Dacă sunteți chemați de Domnul să fiți famine, o să fiți convinși de lucrul ăsta și nu mai încurcați pe nimeni. Dar dacă sunteți chemați să vă căsătoriți, veți avea o anumite lupte și singurul mod de rezolvare este căsătoria. Și când băgăm școala acolo sau băgăm alte proiecte pe viitor, noi îl facem pe omul ăla, îl punem într-o anumită situație. Dar dacă vă place de băiat, nu uitați că școală puteți face și după ce vă măritați. Puteți termina școala. Am întâlnit zilele astea, am citit despre unul care face la 80 de ani, face facultatea. Uite așa. Ai proiecte, faci, te căsătorești, acum așa 80 de ani, poți să o termin. Fără discuții, nu e problema asta. Aveți alte răspunsuri, vă zic că? Nu, că e ceasul aici. Ia. Nu puteți da mai repede? În perioada logodnei, cum poate o persoană să-și arate afecțiunea astfel încât să se încadreze în normele decenței și ale sfințeniei? Foarte simplu, să fii pocăit. Nu uitați, stimații mei, în perioada logodnei, vă indic, păstrați-vă curați din toate punctele de vedere, că logodna este premergătoare căsătoriei. De ce să, de exemplu, să vă dau un lucru care îl știu și eu, sărutul este un preludiu a ceva anume. Sărutul.
Nu mă refer la sărutul uscat. La sărutul pe care apare între îndrăgostiți. Este un preludiu la ceva anume. Pentru ce începi ceva care nu poți duce la sfârșit? Sau ai cumva de gând să duci la bun sfârșit? Pentru că asta e problema. V-aș ruga tare mult în timpul logonei. Și așa ești logodit. Păstrează-te curat ca Dumnezeu să-ți dea maximul de binecuvântare, Doamne ajută. Că după aceea n-ai nicio problemă. Mergi curat înainte. Bun, câte situații nu întâlnim și frații vă pot spune. Vă pot spune, n-au ajuns cine știe ce departe să facă anumite lucruri. Dar în timpul logonei au mai stricat gardurile la oameni, s-au împins cu tare, se iubeau așa de mult, cădea gardul la un moment dat la om. Și așa mai departe. Câte alte situații nu s-au întâmplat în timpul logonei. N-au ajuns cine știe unde, da? Gardurile le-au stricat. În fine, după ce s-au căsătorit, au avut anumite probleme în casa lor. Au avut anumite, când au avut anumite probleme, ei știau din ce cauză. Spuneau, cugetul lor i-a apăsat. Efectiv, diavolul i-a atacat acolo. Din cauza gardurilor lor stricate și ce au făcut ei acolo, aveau, nu puteau să îndrăznească rugăciune, să ceară mai mult de la Domnul. De ce? Pentru că lucrurile alea i-a apăsau. Pentru ce? Dacă tot ești logodit, dacă tot ai plecat pe un drum, trăiește demn de Domnul până la capăt. Doamne ajută! Cum să fii plin de Duhul Sfânt? La întrebarea asta o să aveți o conferință, cred, specială. Cum îmi pot mări credința în Dumnezeu? Și ce sfat mi-ați putea da pentru a exprima mai multă mulțumire înaintea lui Dumnezeu în orice circumstanță? Unul dintre modurile în care poți mări mulțumirea fiecare dintre voi este să aveți sărbătoarea Purim fiecare dintre voi. Toate sărbătorile evreiești au la bază ceva ce s-a întâmplat. De exemplu, Paștele are la bază ce s-a întâmplat în Egipt, când Dumnezeu i-a protejat pe evrei, dar i-a lovit pe egipteni. Și Paștele, Mielul Pascal, este tocmai din perioada respectivă. Toate sărbătorile lor au la bază ceva ce s-a întâmplat. Purim are la bază ceva ce se putea întâmpla și nu s-a întâmplat. Sărbătoarea Purim înseamnă că puteam să fiu bolnav de cancer, dar n-am fost. Sărbătoarea Purim poate însemna că puteam să fiu accidentat și paralizat și n-am fost. Sărbătoarea Purim putea însemna să moară soția și nu mi-a murit. Sărbătoarea Purim înseamnă că putea un copil de-al meu să îmbolnăvească grav și nu s-a îmbolnăvit. Când mă gândesc la astea, din inima mea izbucnește mulțumire. Gândiți-vă la Purimul vostru. Câte lucruri vi se puteau întâmpla. Eu am trecut prin limelic, pe lângă moarte, de nenumărate ori. Puteam să fiu mort. Nu sunt mort. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Îți crește mulțumirea înăuntru tău. Iar ca credința să mărească, există un lucru deosebit. Spune Sfânta Scriptură, când ucenicii întreabă de câte ori să ierte pe fratele lor, Petru spune că, Doamne, dacă iert de 7 ori, era mai mult decât ziceau rabinii. Rabinii ziceau de 3 ori maxim. Poți ierta pe unul care îți greșește într-o zi. Petru vine și spune, Doamne, dacă eu iert de 7 ori, e ok? Și Domnul Iisus spune, de 70 de ori, câte? 7. Și care, știți care e răspunsul lui Petru? Doamne, mărește-ne credința. Când ierți pe cineva, ți se mărește credința. Ei și-au dat seama că aici îți trebuie credință să poți ierta așa. Când ierți pe cineva. De aceea, când aveți ofense, când aveți greutăți, când cineva continuă să ierți, să ierți ca Hristos, fără să ceară iertare, continuă să ierți și credința ta va crește. Doamne ajută! Nu mai spuneți amin, așa că... Da! S-a încheiat. Mai sunt ceva întrebări cu legea și așa mai departe, nu o să răspund. Care este opinia dumneavoastră despre Bing Bang? Bun. Bing Bang este începutul omenirii. Bing Bang. Crearea Universului la Bing Bang. Și acum eu nu vă pot da, părerea mea este foarte clară că tot ce este aici este complex. Celula umană, fiecare celulă umană, activitatea dintr-o celulă umană este mai grozavă decât la ora de vârf la New York, care este o metropolă de peste 20 de milioane de locuitori. Așa e o celulă umană. Cine poate organiza? O explozie necontrolată poate crea măcar un atom? Nu s-a demonstrat de-a lungul timpului.
și n-are cum să demonstreze. Însă, încă o dată, este mai mult de vorbit. Este posibil ca cineva să nu se mai poată să se pocăiască pentru că i s-a împetrit inima? Este posibil. Pentru că prin înșelăciunea păcatului ți se împetrește inima. Și odată ce inima este împetrită, poți să curgă apă vie pe lângă ea, să o inundi complet, dar inima rămâne piatră. Cum trece apa și pietrele rămân pietre, nu le găsești niciodată mai moi, așa o inimă împetrită în păcat poate rămâne acolo. El plânge că ar dorea, dar i-a trecut timpul. De aia v-am vorbit și de mai există o întrebare care e pusă și am lăsat-o acolo, că e foarte mult de discutat pe baza ei, privitor la mântuirea pentru totdeauna sau eternă. Există un timp când Dumnezeu îți dă posibilitatea să te întorci la Domnul, de aia adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, pentru că pe măsură ce trece timpul, cum am început mesajul din seara aceasta, devii mai insensibil, mai împetrit la mesajul lui Dumnezeu și la harul lui Dumnezeu, care e același, care are aceeași putere, dar omul se schimbă. Și odată ce omul este împietrit, numai o minune a lui Dumnezeu, numai ciocanul lui care sfarmă stânca, poate să despetrească. Ce mustră conștiința, Duhul Sfânt sau rațiunea, sau propria conștiință? Ce dă semnal în fața păcatului? Conștiința este ceva ce a așezat Dumnezeu în noi și conștiința poate fi educată. Adică, când mergeți la școală, profesorii vă învață, sau cel puțin pe mine m-a învățat, niciodată să nu stau în autobuz când este un om bătrân sau o femeie însărcinată, eu să stau jos. Așa m-a învățat profesorul. De când am fost adolescent, când vedeam un domn în vârstă sau o doamnă, mă ridicam. Acum când am 60 de ani și merg cumva într-un mijloc de transport în comun și văd un domn mai în vârstă, câteodată e mai tânăr, că mine vine să mă scol în picioare. Am uitat că mi-a trecut, acum trebuie să stau eu jos. Pentru că conștiința mea a fost educată în domeniul acesta. Conștiința este educată de părinți. Părinții spun, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia. Conștiința este educată din mediul în care trăim noi. Însă cea mai mare lumină a conștiinței o dă Duhul Sfânt. Când omul se pocăiește, Duhul Sfânt vine să locuiască în el. Și conștiința luminată de Duhul Sfânt, cum spunea Pavel, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Romani, capitolul 9, versetul 1, îmi este martor. Și conștiința aceasta luminată de Duhul Sfânt diferă de la credincios la credincios. Eu dau exemplul ăsta foarte, destul de des, spun eu, nu chiar foarte des, dar destul de des. Uitați-vă aici, este cât de cât lumină. E așa cum este, lumină. Tot se mai vede ceva. Mai văd cabluri, mai văd cutare. Să presupunem că lumina cade. Și dintr-o dată nu mai vedem. Și cineva scoate telefonul de aici și începe la lumina telefonului să vedem ceva. Vedem câte ceva, dar nu vedem lucrurile clar. La un moment dat apare cineva cu bec, am înțeles că aseară ați căutat cu becuri un telefon, apare cu lanterne mai puternice, vedem mai clar și toată vine tensiunea și vedem lucrurile clar. Atunci când luminăm la nivelul telefonului sau aprindem un chibrit sau o lumânare, mai sunt zone, dom'le, ai voie acolo, ai voie și în el, ai voie și brățări, ai voie și cutare, dar ai voie și muzica aia, ai voie și aia, dar ce are cealaltă? De ce? Pentru că Duhul Sfânt e luminat așa, ca o lumânare. Când Duhul Sfânt iluminează, băi, stai puțin, nu merge așa, noi trebuie să trăim. Și când Duhul Sfânt iluminează complet, te ferești de orice se... Adică nu-i dovedit că e rău. N-ai probă de laborator că e rău, măi. Dar te ferești de orice se pare rău. Bănuiești că e rău, te-ai ferit. Bănuiești că e rea muzica asta, te-ai ferit. Bănuiești că drumul ăsta e rău, nu te duci pe el. De ce? Te ferești de orice se pare rău. Mi-a dus frața apă, slăvit să fie Domnul. Să presupunem că eu cer un pahar cu apă, că mi-e sete. Și vin frață de la care pun timpul, l-o luat de tot acum, care pun timpul și mi-aduc două pahare. Și spune, știm că ți-e sete, ți-am adus două pahare cu apă. Numai vreau să spunem o veste. Într-unul din ele am pus o picătură de cianură, care te omoară pe loc. Din care credeți că beau eu? Spun, ăsta da, ăsta nu. Nu, nu, ăsta da, ăsta nu. Ăsta da, nu. Ăsta pare mai așa. Ăsta cred că pare bun. Din care beau? Din niciunul. Asta pentru că trăiesc eu. Aș vrea să vă întreb de ce în celelalte domenii care sunt mai mortale ca cea dura, care te pot duce la robia păcatului, deci, lasă domnule că a făcut fișorul păstorului și are. Dar am văzut și picutare că a făcut asta, ce are? Că-i prieten cu cutare, ce are?
V-aș ruga tare mult, lasă-L pe Duhul Sfânt să-și lumineze conștiința complet. Ferește-te de orice ți se pare rău. Și pentru că Dumnezeu vede că te ferești de orice ți se pare rău, te va călăuzi într-un mod mai profund. Mulțumesc că m-ați ascultat, nu știu dacă am atins toate problemele. Rugați-vă ca Domnul să-mi dea înțelepciune, dacă mai vin pe la dumneavoastră, să știu să răspund și la cele care n-am știut. Doamne ajută!